Salutare tuturor și bine v-am găsit! În videoclipul de astăzi o să vă arăt ce mașini bune cu prețuri începând de la 2000 de euro vă puteți cumpăra din Germania. O să vedeți o ofertă atât de mașini mai ieftine cât și puțin mai scumpe, în orice caz o gamă foarte diversificată, aveți de unde alege în funcție de bugetul pe care îl aveți. Înainte să începem, după cum bine știți, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip, iar în cazul în care nu sunteți abonați, să apăsați și pe butonul de subscribe. Vă reamintesc, aveți link în descriere cu 20% reducere pe car vertical, aruncați o privire puțin mai jos. Astăzi o să începem cu o mașină ceva mai de buget și mai exact cu un Audi A3 din 2006, care da, se află într-o stare bună și în plus de asta fostul proprietar a colantat mașina la exterior. Într-adevăr, culoarea actuală aș putea spune că arată destul de interesant. Ce-i drept, nu o să vezi în fiecare zi un A3 ca acesta și în plus de asta, dacă vrei să faci ca mașina să arate și mai bine, îi montezi un alt set de jante, pentru că în momentul de față are niște jante originale pe 16, dar cu anvelope în stare bună. Interiorul arată neașteptat de bine, vine cu încălzire în scaune, clima automată pe două zone, pilot automat, două geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, deci da, este și un Audi A3 destul de bine echipat și, cum vă spuneam, prețul cerut eu zic este unul cât se poate de corect. Are motorul 1.6 benzină de 102 cai, 164.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 3.000 de euro. Ce spuneți, merită? Întrerupem puțin programul ca să vă arăt un raport car vertical pentru un Audi A5 care, din păcate, a avut ceva daune în trecut. O să vedem imediat și câteva poze și da, a avut și kilometrajul modificat. Vă reamintesc, aveți link în descriere cu 20% reducere pe car vertical sau dacă folosiți codul AUTORULATE la checkout. Cam așa arată diagrama kilometrajului, într-adevăr aici au fost mici erori, doar că în schimb în 2021 luna A5-a, de la 29.000 de kilometri, kilometrajul a fost modificat la 19.000 de kilometri, pentru că tot în 2021 luna 6-a mașina avea 21.000 de kilometri. Și da, în legătură cu daunele avem 1, 2, 3, 4, 5, 5 daune. Primele daune au fost în America, mașina a fost considerată daună totală economică, iar ultimele 3 daune, din păcate, sunt în România. Daune între 10.000 și 15.000 de lei, daune între 40.000 și 60.000 de lei și ultima daună între 100.000 și 200.000 de lei. Deci da, a avut niște daune destul de serioase mașina asta și au fost destule la număr. Cam așa arăta mașina în Statele Unite. Da, a fost o daună destul de serioasă, sper că vedeți și voi în partea din față. Motorul, sper că vedeți și voi, este deplasat. Airbag-urile sunt sărite. Este o mașină la care posibil și structura de rezistență să fi fost afectată. Deci, cum v-am mai spus de multe ori, înainte să vă cumpărați o mașină, verificați-o foarte atent, nu după aceea, pentru că ar putea fi prea târziu. Vă reamintesc, link în descriere, 20% reducere pe car vertical. Aici avem un Volkswagen Touran din 2012, care o să vedeți imediat, este bine echipat, clar un model care se adresează persoanelor care au nevoie de o mașină spațioasă la un preț cât se poate de decent. Turanul de față vine cu motorizare diesel sub capotă și chiar dacă are un kilometraj ceva mai ridicat, pe partea de exterior, sper că vedeți și voi, chiar se află într-o stare foarte bună. Are senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort. Vine cu niște jante aftermarket pe 17 cu anvelope în stare foarte bună. Haideți să vedem interiorul. Cam așa arată în interior, are încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze, DSG, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină. Deci da, cum vă spuneam, este un Touran bine echipat, are și farurile cu xenon și pentru cei care nu ați fost atenți, are și senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort. Vine motorul 1.6 diesel de 105 cai, are 237.000 de kilometri, iar acum aș vrea să-mi spuneți în comentarii dacă merită 7.000 de euro. Știu, în România se găsește și mai ieftin. Aici avem o Skoda Octavia din 2014, din nou o mașină într-o stare foarte bună, are în jur de 130.000 de kilometri la bord, chiar dacă vine cu motorizare diesel sub capotă. Poate pentru unii prețul cerut este mare, doar că v-am mai spus de multe ori, în Germania cel puțin, dacă vrei o mașină cu un kilometraj relativ redus și real, trebuie să plătești pentru acest lucru, nimeni nu o să ți-o dea mașina pe moca, vorba aia. Cam așa arată pe partea de interior, vine cu scaunele sport încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, cutie de viteze DSG, pilot automat, are și lane assist, cititor pentru semne de circulație,
farurile cu Xenon. Deci da, este și o Skoda Octavia destul de bine echipată. Haideți să vedem specificațiile. Vine motorul de 2 litri diesel de 150 de cai, are 137.000 de km, aveți aici și seria de șasiu dacă vreți să o verificați pe car vertical, iar preșerut 15.450 de euro. Ce spuneți? Aici avem un Mercedes GLC din 2016, clar un SUV de luat în considerare dacă vrei ceva mai premium și normal dacă ai un buget ceva mai mare, pentru că nu este un SUV tocmai ieftin, mai ales că vorbim de un GLC cu un kilometraj real și de o mașină într-o stare foarte bună. Într-adevăr, pe partea de dotări este un Mercedes destul de slab echipat, o să vedeți imediat. Are jantele originale cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu scaune din textil încălzite, clima automată, navigație, comenzi pe volan, pilot automat, cutie de viteze automată, normal, senzor de ploaie și de lumină, are și tracțiune 4Matic, doar că din păcate avem farurile standard cu halogen. Cu toate acestea, vedeți voi, unii preferă un Mercedes slab echipat, în schimbul unei mașini mai bine echipate, doar că de la un alt brand. Are motorul 2.2 diesel de 204 cai, 126.000 de km, are și head-up display, iar preșerut 27.500 de euro. Mult puțin, decideți voi. Aici avem un Opel Zafira din 2014, din nou o mașină de buget care merită luată în considerare dacă nu dispui de o sumă mare și vrei o mașină cât se poate de nouă. Pentru că, da, o să vedeți imediat, acest Opel Zafira se vinde la un preț mai mult decât corect. Este o mașină în stare bună și are un kilometraj relativ redus, ținând cont de faptul că vine cu motorizare diesel sub capotă. Are și senzor de parcare pe spate, cârlig de remorcare, vine cu jantele din tablă pe 16, cu anvelope în stare medie. Cam așa arată în interior, are încălzire în scaune, aer condiționat, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină. Este un Opel Zafira, să spun, mediu echipat. În orice caz, dacă ai un buget redus și vrei o mașină, cum am spus, cât se poate de nouă, merită cumpărat acest Zafira. Vine cu motorul 1.7 diesel de 110 cai, are 158.000 de km cu un istoric complet, iar prețul cerut este de 6.000 de euro. Ce spuneți, ar merita? Aici avem un Ford Focus din 2006, nivel de echipare Ghia. O să vedeți imediat, pentru un Focus din 2006 are niște dotări mai mult decât ok. Mașina pe ansamblu se află într-o stare bună, mai are diferite defecte de ordin estetic pe alocuri. Până la urmă este o mașină din 2006, dar o să vedeți imediat, are în jur de 126.000 de km la bord, care da, sunt real. Deci, pe de o parte, merită cumpărat acest Ford Focus. Sper că vedeți, acolo avem o ștersătură, dar în schimb vine cu două seturi de jante. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, comenzi pe volan, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină, are și parbrizul încălzit, sistem audio de la Sony. Cum vă spuneam, este un Focus bine echipat, care eu zic că ar putea fi rezolvat destul de ușor din punct de vedere estetic. Are motorul 1.6 benzină de 100 de cai, 128.000 de km, iar prețul cerut este de 2.400 de euro. Aici avem un SUV ceva mai interesant, a spune eu, și mai exact un Volkswagen Touareg din 2019. Clar, un SUV de luat în considerare dacă ai un buget ceva mai mare și dacă vrei totuși un SUV premium. Chiar dacă este un Touareg, îl putem considera cu siguranță un SUV premium, pentru că da, Touaregul de față este și bine echipat, are pachetul Airline Lab exterior, senzor de parcare față-spate plus asistență la unghiul mort, vine cu jantele originale pe 20, cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, avem scaunele din piele încălzite, ceasuri de bord digitale, plafonul panoramic, clima automată, cutie de viteze automată, clar lista de dotări este una destul de lungă, avem și farurile full LED și normal este și 4x4, are pilotul automat adaptiv. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 286 de cai, are 93.000 de km cu un istoric complet, mașina este vândută chiar de către reprezentanță, iar preț 54.000 de euro. Aici avem un Renault Megane din 2014 pe care l-am prezentat și într-un alt videoclip, doar că momentan nu s-a cumpărat și am spus să fac o mică actualizare. De ce nu s-a cumpărat? Foarte simplu, lumea în general nu caută brandul Renault. Chiar nu înțeleg de ce, pentru că din punctul meu de vedere sunt niște mașini mai mult decât corecte. Renault-ul pe care îl vedeți în momentul de față în mare parte arată bine, mai are mici defecte de ordin estetic, cum ar fi această zgârietură. Cam așa arată în interior, vine cu clima automată, încălzire în scaune, comenzi pe volan, navigație, pilot automat, 4 geamuri electrice, senzor de ploaie și de lumină,
Are jantele originale pe 16, cu anvelope de vară în stare foarte bună, are și farurile cu lupă, senzor de parcare pe spate, deci da, este și o mașină bine echipată. Vine motorul 1.5 diesel de 110 cai, are 155.000 de kilometri, tiu valabil până în mai 2023, iar preț 5.900 de euro, un preț cât se poate de corect. Aici avem o Dacia Logi din 2020, nivel de echipare Stepway, are în jur de 20.000 de kilometri la bord și o să-mi spuneți voi după ce vedeți prețul dacă totuși merită cumpărată o Dacia din Germania sau nu. Cum am mai spus de multe ori, în Germania cel puțin anumite mașini noi costă mai mult decât în România, deci trebuie să ținem cont de acest lucru. Dacă vrei o mașină spațioasă, clar merită să te uiți la o Dacia Logi, pentru că este și o mașină care din punctul meu de vedere chiar arată bine. Cam așa arată în interior, vine cu aer condiționat, navigație, comenzi pe volan, limitator de viteze, 4 geamuri electrice. Trebuie totuși să ținem cont că este un model care a apărut prin 2012-2013, iar atunci Dacia, din păcate, nu prea excela pe partea de dotări. Vine cu motorul 1.5 diesel de 116 cai, are 20.000 de kilometri, iar prețul cerut este de 18.000 de euro. Chiar sunt foarte curios, ce spuneți? Aici avem, aș putea spune, o mașină cu totul și cu totul diferită și mai exact un Subaru Levorg, sper că pronunț bine, din 2019 cu aproximativ 37.000 de kilometri la bord. Mașina este vândută chiar de către reprezentanța Subaru și o să vedeți imediat, este o mașină bine echipată și, cum vă spuneam, foarte interesantă din punctul meu de vedere. Are o culoare ceva mai specială la exterior, este un fel de alb perlat, vine cu jante originale pe 18 cu anvelope aproape noi. Cam așa arată în interior, are scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, keyless entry, keyless go, trapă, comenzi pe volan, cutie de viteze automată, are și farurile full LED și, nu în ultimul rând, vine și cu tracțiune 4x4. O combinație, zic eu, foarte, foarte interesantă. Este o mașină care merită un like din partea voastră. Vine cu motorul de 2 litri benzină de 150 de cai, are 31.000 de kilometri, am greșit eu, are și pilot automat adaptiv, iar preț 28.000 de euro. Chiar sunt foarte curios ce părere aveți despre mașina asta. Aici avem un Audi A4 din 2018 care a avut un singur proprietar, are în jur de 60.000 de kilometri la bord și da, toate reviziile au fost făcute până în momentul de față la reprezentanța Audi. Este și un A4 în varianta limuzină, o raritate pentru piața din Germania și da, este și un A4 bine echipat. Vine cu pachetul S-Line la exterior, are stopurile pe LED cu semnalizări dinamice, jante originale pe 17 cu anvelope în stare foarte bună. Cam așa arată în interior, vine cu încălzire în scaune, clima automată, navigație, cutie de viteze Stronic, comenzi pe volan, pilot automat, are normal și lane assist, farurile full LED, senzor de parcare față-spate, da, este un Audi A4 cât se poate de corect. Cam atât costă unul în Germania într-o stare bună. Vine cu motorul de 2 litri diesel de 150 de cai, greșeala mea, are jante pe 18, are 62.000 de kilometri, normal este Euro 6, iar preșerut 27.000 de euro. Mult puțin, îmi spuneți voi în comentarii. Și ultima mașină pe astăzi ar fi acest BMW Serie 5 din 2016, care este vândut chiar de către reprezentanță și o să vedeți imediat, vine și cu o motorizare interesantă sub capotă și da, este și o mașină bine echipată. După cum bine știți, dacă ați ajuns și până aici, nu uitați să dați un like, de ce nu și un share la acest videoclip și să lăsați în secțiunea de comentarii ce mașină v-ați cumpăra voi de astăzi, care se încadrează bugetului vostru. Poate pentru unii sunt niște mașini ceva mai scumpe, dar cum am mai spus de multe ori, astea sunt prețurile pentru mașinile corecte în Germania. Cam așa arată în interior, avem scaune din piele ventilate și încălzite, clima automată, navigație, ceasuri de bord digitale, trapă panoramică, volanul sport cu comenzi pe el, cutie de viteze automată, avem și farurile full LED, senzor de parcare față-spate, are și pachetul M-Lab exterior, clar dacă vrei un Serie 5 ceva mai diferit, mașina de față merită fiecare bănuț. Vine cu motorul de 3 litri diesel de 313 cai, are 175.000 de kilometri, iar preț 25.000 de euro. Bun, cam acestea au fost mașinile pe astăzi. Nu uitați de un like și ne vedem data viitoare!